niciodată. Să n-a Sunt Cristina Ciuvătaru, consultant de cancelarie Instituția Prefectului Județul Bașou și am fost desemnată să reprezint Prefectul la ședința de constituire a Consiliului Local. Voi da citire ordinii privind convocarea consilierilor locali, declarația unei și la legile locale de 5 iunie 2016 pentru ședințele de constituire a Consiliului Locale de Județul Bașou. În temeiul articolului 26 din legea numărul 340/2004, consilierii locali declarați, aleși la legile locale din data de 5 iunie 2016, sunt convocați pentru ședințele de constituire a consiliilor locale conform anexului la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședința de constituire a consiliului local va fi desemnat prin delegație scrisă. Ședința de constituire a consiliului local va avea următoarea ordine de zi: alegerea comisiei de validare a consiliului local, validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016, depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate, alegerea președintelui de ședință, prezentarea validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către primar, alegerea viceprimarului și constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. Deoarece președintele biroului electronic de circunscripție nu este prezent, am să rog pe doamna secretar să dea citire procesul verbal de consemnare a rezultatului votării pentru alegerea consiliului local. Procesul verbal privind constatarea rezultatelor alegerilor consilierilor locali din data de 5 iunie 2016. Ca urmare a depunerii listelor de candidați de către 5 formațiuni politice, PSD, PNL, ALDE, M10, PSRO, s-a constatat că pentru alegerea celor 15 consilieri s-au depus un număr de 75 de candidaturi. După cum urmează, PSD 19, PNL 19, ALDE 18, M10 3, PSRO 16. Ca urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de legalitate pentru fiecare dintre aceste candidaturi, Biroul Electoral de Circunscripție numărul 84 Ștefan cel Mare a constatat că toate aceste candidaturi au fost valabile. Candidaturile au fost depuse și înregistrate în termen cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. De asemenea, toate operațiunile pregătitoare, cât și operațiunile de procedură și calea de desfășurare a alegerilor, s-au realizat cu respectarea procedurilor legale, neexistând indicii de fraudă electorală. Alte aspecte, număr total alegător de liste electorale din listele electorale 4046, număr total alegător care s-au prezentat la vot 2282, voturi valabile exprimate 2081, iar voturi nule 200. În funcție de numărul de voturi obținute, Biroul Electoral de Circumscripție numărul 84, Ștefan cel Mare, a declarat aleși următorii candidați la funcția de consilier local al comunei Ștefan cel Mare: Vlase Ion, PSD; Botezat Iordache Cătălin, PSD; Ignat Marinel, PSD; Stoica Sorin, PSD; Ciubotaru Nicolae, PSD; Bontaș Ioan, PSD; Răileanu Ioan, PSD; Mateș Valeru, PSD; Cercel Constantin Gabriel, PSD; Luca Daniel, PSD; Kenciu Ioje, PSD; Proitorul Leonard, PNL; Marin Romeo, PNL; Bontaș Nicolae, ALDE; Slotu Ion Lucian, PSRO. Biroul Electoral de Circumscripție numărul 84, Ștefan cel Mare, a repartizat aceste mandate corect, astfel, aspect verificat și susținut de către Biroul Electoral Județean numărul 448. Nu au fost înregistrate contestații care să nu fie soluționate. Indiț pe cel mai în vârstă dintre consilieri, asistat de doi consilieri dintre cei mai tine pentru preluarea conducerii lucrurilor. Domnilor consilieri, mulțumesc pentru încrederea care mi-ați acordat-o de a conduce această importantă ședință a Consiliului Local, de constituire a Consiliului Local, de confirmare în funcție a domnului primar. Rog pe domnule, sunt aici domnul Ciuvătaru Nicolae, cei mai tineri consilieri, domnul Bontaș Nicolae, să mă asiste la conducerea lucrărilor. V-aș ruga de la început să-mi permiteți să salut prezența în mijlocul vostru, a doamnei Ciuvătaru, domnișoara Meșii, da.
din partea prefecturii județului Capul, a părintelui Herbei, preot paroh din comuna noastră, a domnilor de la Exclusiv TV, municipiul Onești, și dumneavoastră care participați direct la această ședință. Alți invitați nu avem și vă rog dacă sunteți de acord cu participarea celor care au fost anunțați. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Înainte de aprobarea ordinii de zi, vă propun a se lua o pauză de câteva minute pentru constituirea grupurilor, așa prevede, nu? E bine? Aș vrea să verificați prezența. Prezența, în afară de cei doi consilieri, convocatorul este semnat, confirmat, lipsesc Vlase Răzvan Ionel și Scotul Lucian. Deci, din total 15 consilieri sunt prezenți vă respectiv. 13. Cine lipsește motivat? Da? Îi supunem la vot Consiliul Local, de cei care sunt motivați. Este motivat, da. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă. Mulțumesc. Dacă se abține cineva. Dar totul ce a spus domnul. Vine sau nu? Da, vine. Vine. Deci, în concluzie, ședința împreună și condiții și condițiile și se poate desfășura lucrările. Vă aduc la cunoștință că, în conformitate cu prevederile legii, privind statutul aleșilor locali, consilierii pot constitui grupuri, deci se respectă această grupuri, în funcție de partide sau alianțele politice, acelor li se au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3. Și eu zic să constituim aceste grupuri, să le trag aici din... Asta la urmă, să fac la urmă. Informațiuni politice. Haideți să vă ajut un pic, da? Îmi dați voi? Da, da. Ajută. Hai să punem la vot ordinea de zi, care am citit-o prin... Doamna a prezentat ordinea de zi. Ordinea de zi, care este menționată în ordinul prefectului. Da, eu nu mai repet și pot să pun la vot ordinea de zi prezentată de doamna și votată. Cine este pe? Împotrivă? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, în unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobat. Trecem la primul punct al ordinei de zi, la alegerea Comisiei de Valutare a Consiliului Local. Potrivit prevederilor articolului 31, alineatul 2, din legea 215-2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, comisiile locale aleg prin vot deschis dintre membrilor pe întreaga durata mandatului o comisie de valutare alcătută din 3 sau 5 consilieri locali. Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți, conform articolului 4 al alineatul 3 cu ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002, aprobată prin legea numărul 673 din 2002. Comisia de validare. Deci, în vederea comisiei de validare, vreau să alegeți un număr de 3 sau 5 consilieri locali. Puneți la vot numărul de 3 comisiei de validare. Cine este pe? Dacă se abține, dar mulțumesc. Cât a spus 3? Împotrivă? Abține cineva? Dat fiind aprobarea numărului 3 consilieri local, ca membri ai Comisiei de Validare, vă rog grupurile de consilieri să facă propuneri pentru alegerea membrilor aleși. Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac eu o mică propunere pentru comisie, în bloc aș vrea să fac propunerea. Și aș menționa pentru Comisia de Agricultură. Nu, Comisia de Validare. Comisia de Validare. Comisia de Validare. L-aș propune pe Ignat Maria.
El? Și Botaru? O problemă. Bine. Una. Bloc. E în bloc, vreau să facem bloc. Da. Păi nu ești altul. Și vreau să propun trei, da? De acord, Consiliul Local? Dar nu-i corect, e un, mai fi propui. Un membru. Tu unul singur, nu? Am înțeles. Da, în bloc. Dar să-i propun bloc. Consiliul Local este de acord să propunerea să facă în bloc? Deci vreau să fac propunerea în bloc. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. În unanimitate a fost aprobată propunerea ca din comisia de votare să facă parte cei trei domni. Din Maria Cipolia, Botarul Nicolae și Roitorul. Consiliul Local, dacă este de acord. Cine este? Pentru cei trei. Vă mulțumesc. Dacă este, dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Dacă nu, vă mulțumesc, dacă este de acord. Urmare? Da. Urmarea exercitării votului dumneavoastră, Consiliul Local nu a ales, a adoptat prima sau hotărârea în acest mandat, puterea mă rog. Deci este prima hotărâre a Consiliului Local nu ales. Pentru a-și intra în atribuții în Comisia de Validare, dispun o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către Comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier. Deci fiecare dosarele consilierului. Cei trei, sau câți? Trei. Cei trei, fără o să verificați dosarele. Undeva acolo, la ultima masă. Maria, împreună cu domnul Leonard, cu Culin, verificați legalitatea mandatelor. Pe baza dosarilor în ordine alfabetică. Maria, fii atent. E cu dreptul mai mult, domnul. Fii atent. E cu dreptul? Dreptul. Poți la noi. Sărmână. Bine vin. Iată că avem și invitați. Leonard, vezi la o lomită dacă e... Nu ajunse de la... dacă e legul. Eu suntem partid de tradiție, nu de două zile. Eu, nu de conjunctură. Suntem de conjunctură. Din vreo 2 ani. Sunteți de conjunctură, nu sunteți de tradiție. Stai președinte, domnul Marin. Nu, domnule. Nu-i Marin? Nu. Da. Ai greu, da? Da. Care se interpretează actul cel mai vechi mea. Da, dar nu poate să acolo la cotul și nu poate să acolo la cotul. Iar și aici avem la domnul Nu,
N-am fuzionat ieri, nu știi poate. Vă rog să-mi permite să dau cuvântul președintelui Comisiei de Validare pentru a face informarea Consiliului Local asupra dosarelor pe care le-am verificat. Poftiți, domnul Ocrător. Trecem de pe 15. Dacă le faci pe 15, sunt validați. La 6 pe lume, proces verbal. Proces verbal încheiat astăzi 25.06.2016 în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare. Astăzi 25.06.2016 Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare în ședință de constituire din data de 25.06.2016 a examinat în conformitate cu prevederea articolului 31 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001 republicată, cu modificări, deci competențele ulterioare, legalitatea alegerii consiliere. Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de invalidare, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 15 consilieri conform tabelului anexat, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Președintele Eleanu Ioan, secretar Bogoș Elena și membru. Aici este anexa. Comisia de validare și fac la președinte. Deci trebuia ales un președinte. L-a numit președinte. Da, da, da. Așa și secretarul din ceilalți voi. Cine este pentru? Cine este președinte? Domnul Proitorul Leonard, președinte. Ești secretar. Dați cu banul, voi doi. Nu cel mai fericit secretar. Secretar. Pentru validarea procesului. Da. Supunem la vot procesul verbal de validare a dosarilor, a consilierilor. Și acum o să trecem la cine este pentru. Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă s-a ține cineva, o să trecem atenție, o să trecem la validarea mandatului fiecărui consilier în parte. Supun la vot validarea mandatului domnul consilier Bontaș Ioan. Fac precizarea că votează numai consiliere și că nu votează consilierul actului validare se supune la vot. Deci, Deci, supunem la vot validarea mandatului domnului Bontaș Ioan PSD. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În un anumitat de voturi a fost validat. Mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului Bontaș Nicolae Alde. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Și punem la vot validarea mandatului domnului botezatul Iordache Cătălin PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Eu vreau să mă bușoi împotrivă. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Constantin, Cercel Constantin Gabriel, PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă.
Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Ciubotaru Nicolae PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă se abține, dacă este cineva împotrivă. Supunem la vot validarea mandatului domnul consilier Proitorul Leonard PNL. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva, este cineva împotrivă? Mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Ignat Marinel PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Marin Romeo Penelescu. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Matei Valero. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Supunem la vot validarea mandatului Matei Ion PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Supunem la vot validarea mandatului domnului consilier Ileanu Ion PSD. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Am putut să se supune la vot validarea mandatului domnului consilier Sârghe Puiu PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Se supune la vot validarea mandatului Stoica Sorin PSD. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Se supune și în lipsă, dacă nu? Da, fi motivat. Se supune la vot validarea mandatului domnului consilier Vlasie Răzvan Ionel PSD. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Se supune la vot validarea mandatului domnului consilier slotul Ioan Lucian PSRO, consul Consiliul Local, dacă este pentru. Dacă se abține cineva, dacă este cineva împotrivă. Vă mulțumesc că acest prevent s-au supus la vot nominal toți cei 15 consilieri. Fiind validate mandatele la 15 consilieri, care reprezintă mai mult de 2/3 din numărul total al consilierilor, Consiliul Local este legat constituit și a adoptat astfel cea de-a doua hotărâre. Asta în hotărârea numărul 2. Hotărârea. Trecem la punctul 3. De pe ordinea de zi, depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. Consilierii a căror alegere a fost validată urmează să depună jurământul potrivit articolului 32 și articolului 34 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, coroborat cu articolul 8 aliniatul 1 din ordonanța Guvernului numărul 35 din 2002 privind regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Procedura va fi următoare. Atenție, da? Secretarul dă citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta în ordine alfabetică, în fața mesei amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul jur, după care va semna și jurământul de credință. Jurământul se semnează în două exemplare, un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se semnează consilierului. Consilierii care se declară atei sau care au altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se confirmează în procesul de la dar și
Acum, în ordine alfabetică, vă rog. Domnul Bontaș Ioan. Da, citești tu. Domnul Bontaș Ioan. Deci, după cum trebuie să vină, cum mai știu. Noi aliatul din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, dau citire jurământului. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ștefan cel Mare. Așa să ne ajută Dumnezeu. Acum, în ordine alfabetică, vă rog. Eu am să vă citesc. Mâna stângă pe Constituție și Biblie. Jur. Jur. Așa. Și semnat jurământul. Jur. Ține toată mâna, nenicule, nu, nu. Ai suficient. Lasă mițul. Auzi, Zorine, tu să completezi. Eu o țin pe dreapta. Jur, să dă un sur. Și un jurământ. Jur. Se pregătește domnul Mătenrați Iordache Cătălescu. Când după ce poate să mă ridici pe spaunul acolo. Botezatul Cătălescu Iordache. Botezatul Iordache Cătălescu. E numele tatălui. Dar care s-o fără să spun primul Cătălescu? Stare, s-a auzit. Care e numele după tatăl. Domnul Cercel. Domnul Cercel Constantin Gabriel. Jur. Domnul Botaru Nicolae. Jur. Am scurt în armat. De ce? Așa vorbește el, mult și fără rost, noi ne-am învățat pe el. Asta e popozancu. Nu e nicio problemă, noi suntem învățați că nu ne filmează prima dată. Lasă oarea, fără rost, îți cu cifrile tale. Acum și dacă dura asta pe acum. Jur. Fără rost, vă rog. Dar vă mai tare, un soț. Lasă-mi emoții, lasă-mă să fie emoționat. Dar voi șediți-o mai bine. Măi, Romic, vină mă și ia-ți pixul. Uite, Leonard, am zis că plecați cu el, tu l-ai lăsat aici. Vine
tine e Lucian. Juri, juri. De două ori am jurat, pentru fiecare... Păi da, nu, iei două semnături. Nu-l pui pe oala cu lapte. Nu-l pui pe oala cu lapte. Cred că am luat o mare. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Câteva cuvinte, președintele de ședință? De mulțumire față... E clar, așa cum a spus și doamna Consiliul Local, legal constituit și urăm mult succes în desfășurarea lucrurilor. Să fie un consiliu local, poate care e mai bun ca niciodată, să rezolve hotărârile, să lupte pentru transpunere în viața hotărârilor adoptate de către consiliul local. Și acum trecem la punctul 4, alegerea președintului de ședință. Deci să alege președinte de ședință. Conformitate. Cu dispozițiile articolului 35, alineatul 1, din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Consiliul Local constituit alege cu majoritatea consilierilor în funcție, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, un președinte de ședință. În aplicarea acestei prevederi de lege, vă rog să propuneți președintele care se conducă în continuare lucrările și din prima. Sunt ca președinte. Da, vă rog. Ai ridicat în urmă înainte mea? Domnul Valeriu Matei. O consemnat? S-a propus ca președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, domnul consilier Mateieș Valer Osu, Consiliul Local, dacă este de acord. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în hotărârea numărul 4. Deci s-a adoptat cea de-a patra hotărâre a Consiliului Local nou ales. Dau cuvântul, invit pe domnul Matieș Valeriu să preia în continuare lucrările ședinței și dumneavoastră vă mulțumesc că ați avut răbdare de m-ați suportat și m-ați ajutat în această misiune. Domnul consilier, vă mulțumesc pentru încrederea care m-ați acordat-o. În ceea ce mă privește, sunt foarte optimist vis-a-vis de nou consiliu local ales, având în vedere tinerețea care în comparație cu cel vechi consiliu este în favoarea noastră. De cealaltă parte, există și maturitate. Nu am în vedere neapărat femeile ca și vârstă, spun ca și experiență. Și în plus de asta, știți, ziua de mâine, cum spuneam, presupune altceva din toate punctele de vedere, inclusiv din punctul de vedere al cerințelor celor care ne-au acordat girul. Și aici ar vrea să
puțin să insist, să știți că nu este misiunea noastră numai aici de a veni, de a ne întâlni, de a vorbi și a pleca acasă. Misiunea este cu totul și cu totul altceva. Dacă ne rezumăm numai de la asta, să știți că nu vom realiza nimic, nici noi aici personal, nici mai ales oamenii pe care îi prezentăm. Am asta în vedere și faptul că, vedeți dumneavoastră, în contest, nu neapărat național la noi, internațional, sunt atâtea probleme și atâtea probleme de care lumea se lovește și noi trebuie să le reprezentăm interesele lor. Vă mulțumesc pentru asta și continuăm cu celelalte puncte. Bine, trecem la punctul 5 pe ordinea de zi, prezentarea validării alegerii primarului și voi da citire eu sentinței civile numărul 1675 din 24.7.2016. Pe rol, fiind judecarea cererii, având ca obiect validare primar formată de petenta și Constituția Electorală nr. 18 de Sancel Mare, procedura este legală îndeplinită fără citirea corectelor. Instanța constată, în baza articolului 58 din legea 2015 din 2001, că este competentă teritorial să soluționeze prezenta cauză. Nemai fiind alte probe de administrat, instanța constată cauza în stare de plecată și trece la deliberare. Și vă spun pe scurt ce a hotărât, admite propunerea Biroului Electoral al Circunscripției Electorale numărul 84 a Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Validează alegerea domnului Vlasie Ion în funcția de primar al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Definitivă. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică, azi 24.06.2016. Felicităm pe domnul Vlasie Ion cu ocazia validării alegerii sale în funcție de primar al localității și dorim succes în exercitarea mandatului încredințat de alegători. Și trecem la punctul 6. Trecem la punctul 6, depunerea jurământului de către primar. Ce să votați, primar? Deci punctul 6, probleme de zi, depunerea jurământului de către primar. Invită domnul Vlasie Ion, primar al comunei Ștefan cel Mare, depune jurământul, aveți pe cum, da? În picioare vă rog, asistența vă este rugată să fie în picioare. Primar al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 alineatul 1 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ștefan cel Mare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Una din atribuțiile consilierilor locale este și aceea de alegerea viceprimarilor. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnitate aferentă conform articolului 57 aliniatul 7 din legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. Viceprimarul se alege prin vot secret. Conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35/2002, aprobată prin legea numărul 673/2002, pe bază de buletin de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, pe care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da. Cum votăm? După lege. Adică cu da. Asta voia să întreb, da, sau, nu? Da. Nu prea să ascultă ședințele. De asta. Deci, repet, propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret, prin înscrierea cuvântului da, în interiorul patrulaterului, din dreptul candidatului pe care îl preferați. Deci, dacă scrieți altceva... Nu. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarilor se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
potrivit articolului 11 alineatul 2 din ordonanța guvernului numărul 35/2002, aprobată prin legea numărul 673/2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție. Potrivit articolului 11 alineatul 5 din ordonanța guvernului numărul 35/2002, aprobată prin legea 673/2002. În situația în care nu se va întâlni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întâlnit cel mai mare număr de voturi. După aceste precizări, vă rog să faceți propuneri pentru fiecare, pentru funcția de viceprimar. Să fac prima propunere, poate mă și îndreptățește și de greșită. Vârsta ce m-ați ales consilier de vârstă, ăsta de vârstă. Vârstă, nu de vârstă. Exact, exact. Fac o propunere cu nou viceprimar și fac cu toată încrederea și cu toată plăcerea, dat fiind faptul că îmi cunosc foarte bine consilierii și colegii publică, să-l propun pe domnul botezatul Iordache Cătălin. Mulțumesc! Cred că asta să înceteze și o legație. Altă propuneri tot poate să fie deci, Cătălin. Alte propuneri? Alte propuneri? Așteptăm. Cine? Cine propune? Important, domnul Sergiu Pune. Păi nu, îmi las păstrăția. Păi nu, da, pune! Domnul primar, domnul primar. Domnul primar, e televiziunea aici, domnul. Sergiu, care e problema? Mi se pare normal. Suntem în democrație. Nu începeți, bă, din prima cu sulfonil din astea, bă. Domnul Croitor Leonard. Da, așa, asta mi se pare corect. Foarte corect. Nu. Da, sigur nu se întâmplă nimic. Păi nu, că sunt de la PSD, o folosesc tot din tabăra PSD. Probabil e... Aici pentru tot. Frumos, frumos. Da, nicio problemă. Asta e respect pentru vârstă. Propuneri, mai aveți propuneri? Ne luăm la rând. Apoi cu bătaie în urmă. Apoi cu bătaie în urmă, doamna secretară. Până-i dat, mă, buletinul, n-am văzut. Să nu greșim, de asta nu se văd. Și să vede buletinul. Nu, să nu greșim. Deci buletinul de vot, pentru alegerea viceprimarului arată în acest format, aici concret sunt trei propuneri, exact, iar dumneavoastră veți trece în acest pătrat, da, la persoana care doriți să rămână E făcut un rău. El nu știe acum, el e în dilemă. Să se voteze sau să nu se voteze. Vedem cum iese numărul. Să mă voteze. Și tu? Ai ratat o fectură și un șpriț. Pentru după... Ai ratat. Ai lasă morala, tu. Lasă-l face. Dar nu, dar îi spun ce-l așteaptă. Viața mea comoră. Da, da. Vezi, vezi, mai vrem flamanzi aici? Au cicam o fictură. Au mai încercat odată. Cel mai bun în cazul tău. Nu fură cu două, fură numai cu una. Deci afară, măi. De-ai o șansă, cu voi trei erați. Bine, la ușor, nu-i de șansă. Bun, da? Tot nu ies. Păi șapte vă trebuie. Cu noi vă trebuie. Deci șapte vă trebuie. Șapte vă trebuie ca să pierdeți. Dacă erai pe locul trei, bine, zici
Dacă era plăcut de la... Cine? Romica? Ce an? Deci eu de pe 13 ies Consilia, dacă era plăcut de la... Stătea la intersecție cu Dăbătoare. Lasă-mă, măi, chiar. Lasă-mă, s-o mai liniștiți. Nu mai prezintu. Cum? Nu te-am găsit în drum atunci. Dacă era pe 13 Consilia, nu ești. Nu, da, tu. Aveai grijă. Mai eligibil a fost 300 decât 3, pe altă listă. Da, da, da. Hai, de ce vrei? Deci vrea la PSD-ul sau cum? Ce-ți faci la PSD? De ce zici? Locul 3 la PSD? Nu, mă, dacă erai pe locul 3, 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 matematic. Am vrut și tot aici, eu nu știu să-mi fac cărțele. Ați spus de luni de zile în urmă. Deci te-am spus de luni de zile în urmă. Da, da. Dar cu piciorul la loc eligibil mai sus, nu la... Da, da. La gara, la zimbru. Ai căsut? Ai căsut? Ai seara, n-auzi că până în geară la unii. La 11. Gabi, adu urna un pic aici. Urna, urna. Băi, tu trebuia să vii îmbrăcat polițist ca să însoțiești urna, băi. Să simți securitate. Cu și de ce am și noi șef. Să soțești cu la mobilă. Dar am o soție pe șef. Vreau să o arătate. La mâine. Ce-o vreau de fericit? Să fac urmă. Să fac nici un păcat așa de fapt. Uitați urmă, este coară. Oana, mi-ai rupt coară la ceașa. Da, mică. Și aduc fericire. O cumpără nouă de aia mai rog. Cum vrei ceas că din partea din zi. Ați crezut că e prin balama. Da, a zis prin balama. Ai grijă să tot fericesc. Tu de aceea. Cumpără domnul Mici. Care este? Da, mă. Domnule, dar ce era mai rău? Foarte bine, da. Deci, ați să vă rog în ordine alfabetică să veniți, vă dau câte un prieten, mergeți în birou alături. Dar de ce e în ordine alfabetică? Stau, hai, treceți să le amântă, vezi? Mariam, Gabi. Poți să poți puteți aici? Nu, 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 luați pixuri. Nu s-a trebuit la locul tău. Trebuie la locul tău. Da. Trebuie să ai emoții că el vice acum. Ești el plecat de la băut. Nu-i copăile astea. Nu-i pregătit, dar ce ar să facă cine. Dar cât timp rupă eu dacă ești. Nu vede. Puiu, l-ai luat pe al doilea, nu? Care e ca un semn. Da. Da, nu n-are să. Sorin. Să vezi tu că n-are. Nu n-are. Nu vezi tu. Nu contează, nu contează. Nu contează. După aia vă spun eu cu cine ați votat fiecare. Să-l fac documentul. Să-l fac documentul. Că la curs a fost, nu-i domnul să creștești. Domnul să fără cineva așa de repede, mă lasă. Domnul mare. Nu-i coleg. Nu-i coleg. Păi el vede și fac eu. Dar ridicați-vă, mă, deplasați-vă. Nu, 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 nu. Nu. Dar putem la clasa întâi? Se trece la exercitarea votului secret. Da? Secret. Da, secret. Nu în public. Păi, hai, la tura trecută, domnul Sietu ne ceru să vadă. Domnul Sietu, l-a întrebat tot. Dar nu era aici, la noi? Da? Nu știi că vrea să mă și filmeze. Ia du-ți aminte. Ia de aici, te-am făcut. Nu este așa ceva. Cum? Și mai ales cu Bogdan Sietu, domnul e de la prefectură. Dar ce era el? La șef. Șef de campanie. Nu știu ce treabă are un acolo. Deci vă rog să... Deci nu, de ce vorbești aici? Mergem la... Ar fi prima dată. Cât semnate buletinele din pot, iau cu treabă. Ce? Băi, dă-i domnule, ar și băi să vă dă-i. Băi, ne-am cu eu. Nu, nu, nu. Deci mi-a trecat. Ne-am cu eu. Cât se arată? N-ai să vezi, dar nu știu ce să-l votăm. N-ai să vezi. Hai, bă, ieși tu aleargă afară, votați și veniți înapoi. Hai, bă, hai. Mă, ce scrie unul, bă, frate, nu poți să mă. Gabi, în birou acolo, cu unul. Haide, unul. Gabi, n-are fix. Ia un pic, mai Gabi, nu te putea. Ia un pic, mă. Hai. Scuze.
Rămâne unul singur. Și doamna Ciocotaru. Eu mă duc și votez în fapt. Ia să votez. Ce treabă ai să nu ești la ALDE? Du-te-mi, vota cu mine, nu... Doamna Vice, vă rog frumos. Nu, Nicu, afară. Da. Nicolo, să vă respectăm secret. Vă rog să ne punem caracterul. Hai, mă, să respectăm cât de cât prevede. Da, dar votat, da? Vă rog. Absolut. Dar în anumite condiții, ce spune tu, băi, Romico? Dar cum te-a Consiliul vrea la vedere? Păi și-au vrut, dar... Păi și-au vrut, dar... Păi și-au vrut, dar... Dacă poți să-i secret? Știi că eu ce am zis secret? Nu, domnule, să văd, insista. Hai, trebuie să ce spune. Maria. Da. Ăsta cuit, mă. Nu l-ai luat. N-a pus, nu. Hai, Luciane. Hai, mă, să tu, mă. Ei, dar nu știu cum pe evoluie, mă. Da. E loc, nu știu ce. Bă, scuze. Cătălini, țapa a mâncat, a avut. Hai, te chinu. Las că văd, eu ți-am spus eu că tu ai semnat. Că gata să-l iei. Trebuie ce vreau să fii găsit. Dar dacă nu te-ai votat, n-ai demnitate. Dacă nu te-ai votat. Când a fost mă bătit, zice mă vorbe că ești la... Dar dacă Lucian l-a propus și nu l-a votat? Nu, e alta. Da, ți-a arătat ăsta. Numărarea votului. Vreau să vă arătați la noi consilier care să asiste la numărarea votului. Cine face propunerea? Dar nu-i comisia de validare? Nu. Nu, nu. Nu. Validarea mandatelor. Aici e viceprimar, nu e. Poate dați voi și propunerea. Da, da. Domnul Bontaș Nicola, Nicușor și domnul Sânghe, vă rog. Nu, că el e candidat, e candidat. Domnul Romică Marin, nu e candidat. Romică Marin să nu vine, ca să-i... Domnul Romică. Ca să-i cadă bine, așa. Vede, domnul Leonard, unde? Ești. Ești, scaun. Ești, scaun. Ești, scaun. V-a votat, mă? V-a votat. Păi, dar unde? Domnul Bontaș Nicolae. Dar nu domnul Bontaș Nicolae. Dați-vă o leașă. Da, la cigară. Dați-vă o leașă, pe că mai e unul divenit. Ne-a la bani rău aici. Unii, cam eu vin izul. E afară. Vă rog, închideți toată. Închideți toată. Și vin izul. Nu, cum am. S-a hotărât greu. Te-ai hotărât rău, greu tare. Greu s-a hotărât. Masa de ce? Bă, ce-a venit eu venea cu ele? Gata? Zi, domnul Marie. Domnul Nicolae. Da, și? Și Marin Romeo. Marin Romeo. Celebrul Marin Romeo. Vă rugăm să treceți în față, deschideți urna, da? Ventilatorul de la voi l-am pus o leacă să schimbe aia. Nu e nicio problemă. Cu 5 lei de consilier? Sunt, să mă fii 16. La început, nu? Să fii 16. Nu mai jos. Nu? E ce am luat vicinii, mă urmă în cap? Nu poate, la scoare. La început, dacă nu e unul. Nu e nu vezi Marin? Aici, cel de pui, ce da, mai ceva începutul e promițător. Ce te-ai
Botezatul Cătălin. Așa, vorba. Nu știi dacă mai sunt. Sergi Bui. E scor legat? Botezat. Da? Sergi. Ingratitudine la cine ai merg. Eu refuzam funcția asta de controlor, dar îmi place să fii de validare, să fii sigur, mă duc sigur, să fii sigur. Sergi. Dar apoi te lași. Pe pagina cealaltă. 11 la 3. Facem un proces verbal. Domnul Romicu, nu vă tratați. Care nu are demnitate? 11 la 4, de 11 la 3, cum mă dă? 12 la 3, cum? 3, nu, e nu, că sunt 14, 3 și 11. 11 sunt aici. Uite, numărăm. 1. Nu-i Răzvan, domnule. Nu-i Răzvan, nu. 10. 2. 10. 11. 3. 11, domnule. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pune pătrădat oricum. Bă, 11 cu 3, 14. Bă, dar stai așa, Oleac, dar tu l-ai propus Leonard. De ce nu are niciunul Leonard? Spune-i demnitate. Strategic. Spune-i demnitate. L-a propus, dar nu l-a ales. Nu, uite, nici Leonard nu s-a votat. Hai? Dați-o, bă, de treabă. Intri în treaba noastră. Bă, da, da. Deci nu te-ai votat. Nici. Nu te-ai votat. Deci atât îi trebuia. Atât îi trebuia. Da. Dar nici măcar eu nu m-am votat. 11 voturi că Cătălin voteza. Și 3 Puiu Sergiu. 3 Puiu Sergiu. Da. Și ca urmare, Cătălin voteza tu viceprimar. Așa. Mulțumim. Da. Felicitări. Felicitări. Desemnăm. Gata, le deriază locul. Domnul viceprimar Strești. Dumnezeu Dumnezeu să ne ajute. Da, să te pup. Să îndeplinești cu demnitate funcția. Ce s-a făcut? Ce s-a făcut? Domnul Vici, felicitări. Și acum, haideți să fericim tot Consiliul Local. Mult succes în activitate. Ce mă? 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 Deci, dacă acolo să vedem contracandidat, la timpul de amine. Hai să vedem un contracandidat, la timpul. Gata, ai fost goloana, ai pierdut receptura. Sărutul morții. Nu. Era morții, sărutul lui Iuda. Pe care? Ia în brață, te pupă și te lasă să mori. Băi, dar ce luați public la tatăl bunului ăla, dezamăgești. Lăsați două secunde. Să se bucure. Da. Gabi, stică șampanie, mai ai adus șampanie? Șampanie, da. Așa cum ai. Lasă-i, vezi tu șampanie. Ia foarte, acum ce mai mare. Conformitate cu dispozițiile articolului 54, aliniatul 1 din legea 215 din 2001, privind administrația publică locală republicată, modificată și completată, după constituire, Consiliul Local își organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. Da. Ar trebui aici să propună. Da. Comisiile pe domenii
ar trebui să fie, cum doriți, trei? Trei, cum aveam până acum noi. Care să cuprindă următoarele domenii de activitate. Comisia pentru programe de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărie, protecția mediului, servicii și comerț. 2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. 3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. Se solicită propuneri câte 3 sau 5 membri pentru fiecare comisie în funcție de pregătirea fiecărui consilier. Domnul consilier, dacă îmi permiteți și dacă m-ați aprobat în funcție de președinte, îmi permit să fac aprobarea dumneavoastră, să fac propunerile în bloc și întâi numărul de comisii. Având în vedere experiența anilor trecuți, care a funcționat, zicem noi, destul de bine, fără probleme, tot 3 comisii vom alege propun să așa. Și anul acesta. Da. Și votați numărul de comisii întâi. Numărul de comisii, 3 comisii. Cine este pentru? Cine este pentru? Păi care sunt alea? Care sunt alea? Care sunt alea? Alea 3 comisii care sunt citit. Vrei să recitești? Nu, nu, nu. Deci vă rog să fim atenți un pic, da? Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism. Sunt propuși următorii domn consilier. Vlasie Răzvan Ionel. Botezatul Iordache Cătălin. Acum să nu fie cu supărare. Hai să-i dirijăm, să ne dirijăm fiecare, așa cum am spus, după specialitate. Nu puși în bloc, fiecare PSD-ul sunteți majoritatea, ați propus și ați luat comisiile unde știți cum se face. Aici ce aveți de comentat acolo? Păi suntem și noi ceilalți care nu avem posibilitate să ne iasă voturile, da? Care suntem de specialitate și suntem marginalizați în alte comisii, să spun. Deocamdată da? Nu am citit. Doar asta se vrea, am înțeles eu, poate am înțeles greșit. Cred că ați înțeles greșit, da. Pentru că aici nu aveți nici... Spuneți în concret, despre cine e vorba? Eu am spus nu despre persoane, despre general. Dirijăm toți după abilitățile fiecărui om. Hai să repet. Comisia numărul 1. Comisia pentru programe de dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protecția mediului, servicii și comerț. 1. 2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. 3. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniște publice, a drepturilor cetățenilor. Noi le avem cuprinse pe toate astea, da. Sigur, în toate. Nu sunt de aceeași treabă. Ia uitați, toate disciplinele sunt cuprinse. Nu, dar o mai citit o dată, doamna. Deci n-am făcut așa. Da. Eu știu la ce se referă, probabil că se referă că în comisia asta trebuia unul din... Care spune economic, ducă în economic, care spune, știu, la agricultură cel mai bine, îți duc acolo, care la juridic, ducă la juridic. Constituirea echipă cât de cât, să fie, nu ca președinți vorbesc, ca membri. Când discutăm despre finanță și ceva, poate fi președinte, oarecare fi ales, dar ca membri acolo nu poți să îl pui pe unul. Care n-a reabilitat, îmi spune. Iar a fost membra la Comisia Juridică, era mare jurist. Domnilor consilieri, sigur că da. Deci la prima... Zi următoarea comisie. Sigur, la prima comisie. Următoarea vine. Deci votăm prima comisie. Supunem la vot prima comisie, da? Citește-le o dată toate și după aceea să pui la vot. A doua comisie. Comisia Juridică și de Disciplină. Apărarea ordinii și liniștii publice. Protecție cu copii, tineret și sport, a doua comisie. Vă rog să fiți atenți la lumea. Cerciel Constantin Gabriel, Sârghie Puiu, Zlotu Ioan Lucian, Ciubotaru Nicolae și domnul Cruitoru Leonard. Sunt obiecții, vă rog frumos. Mulțumesc. Da, votați. Deci, bătale, citești, după aceea nu trebuie acum din obiect. Și comisia a treia. Și a treia comisie. Comisia de învățământ, muncă și protecție socială, sănătate și familie, activități social-culturale și culte.
atențiile acolo la domnul consilier. Domnul consilier Răileanu Ioan. Marin Romeo. Bontaș Nicolae și Mateieș Valeriu. Bine așa. Supun la vot toate cele trei comisii cu toți consilierii care au fost... Îmi permiteți, domnul președinte, am o propunere totuși. Vă rog. Peroveul a trecut la Cultei. El are habar de ceea ce înseamnă economie, pentru că a fost într-o facultate. Da. Eu ziceam că este mai corect să-l treceți la prima comisie. E o propunere a dumneavoastră. O propunere a dumneavoastră care... Așa mi se pare corect. Să ne retribuim cât de cât, echilibrat. Știe să citească un buget? Pentru că domnul Romeo a fost foarte aproape de domnul Iepuri, care a susținut niște bani la învățământ, la... Asta e tot altceva. Nu e un criteriu, domnule. E în funcție de pregătire, îmi pare rău. Cam așa ar trebui. Sunteți majoritari, faceți cum doriți, dar e un punct de vedere. Și, vezi, și în plus de asta, domnul Marin a mai activat în astfel de comisii. A mai activat și la juridic, să știți. Și, da, dacă vreți să spunem primul mandat, la juridic. Deci ați fost și la juridic, deci trebuie să participăm la fiecare pe el. Nu e o problemă. Cine trei comisii? Cine este pentru? Hai mai schimbăm acum. Împotrivă. Abține. Vă mulțumesc mult. Domnul consilier, mai avem pe ordinea de zi, nu mai avem. Hai, pe care? Pot să fie chestul cu mine? Voi, voi! Rezultatul alegerilor comisiilor de specialitate se consemnează în hotărârea numărul 6 a Consiliului. În încheiere dau cuvântul domnului primar. Da? Deci țin să mulțumesc noului Consiliu Local și îl felicit, noul Consiliu Local ales. Felicit pe, în parte, pe fiecare consilier pentru efortul depus în campanie electorală pentru a fi ales în cadrul Consiliului Local. Țin să felicit pe domnul viceprimar, domnul Botezatu Cătălin, căruia îi urez să-și ducă mandatul la capăt, dar cu împlinit, să se implice în viața administrativă a comunei, cot la cot cu ceilalți consilieri, să lăsăm jocurile de culise deoparte, dacă au fost, s-au făcut până acum, și dacă cetățenii au avut încredere în noi, în dumneavoastră, și l-au trimis în Consiliul Local, cred că au și ei anumite dorințe și sper ca dumneavoastră să le îndepliniți. Nu aș vrea ca și în mandatele trecute, consilierii să vină la ședință numai la ședințele ordinare care sunt plătite. De multe ori, mult mai importante sunt ședințele extraordinare ale Consiliului Local, unde sunt hotărâri care trebuie neapărat luate cu majoritate, cu majoritate simplă sau cu majoritate absolută. Și știți dumneavoastră că dacă se întârzie în a se lua o astfel de hotărâre, e posibil să pierdă finanțare de milioane de euro la nivel de comun. Ați probat. Da. Așa, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc și colectivului primăriei care s-a implicat în organizarea acestei ședințe. Vreau să mulțumesc doamnei Cipotaru, reprezentanta prefecturii, care a venit la noi să ne ajute în conducerea lucrărilor ședinței. Și încă o dată, nu în ultimul rând, și părintelui Ferbei, care a venit cu Biblia pentru a putea jura drept toți consilierii, inclusiv eu. Deci, vă mulțumesc și vă urez spor la treabă. Mulțumesc cu bunetele, tot ce a fost în campanie, chiar dacă a fost o campanie destul de liniștită, n-a fost o campanie. Fie, dar fie se... Da.
Nu, asta am vrut să spun, chiar dacă au mai fost divergențe în campania electorală, acum să ne dăm mâna să facem ceva pentru comunitate. Chiar dacă nu mai vorbim, eu îți mulțumim. Am uitat, scuze, îmi cer scuze, Nea Costi. Am uitat să mulțumesc pentru activitate. Da, poate te bucur. Vreau să fac eu repar. Vreau să fac eu repar, ca să mulțumim domnului. Vă mulțumesc tuturor consilierilor, indiferent de natura politică, de partenită politică. Eu sper că mi-am făcut datoria până la sfârșit. Nu am reușit să le fac pe toate. De-aia am încredințat ce a rămas unui viceprimar tânăr cu posibilități și capacitate de muncă. Mi-a făcut plăcere să lucrez cu dumneavoastră, mi-a făcut plăcere să lucrez cu primarul și astăzi, în acest moment, să știți că nu-mi pare rău, nu am emoții, chiar mă bucur că am scăpat. Este o sarcină grea, domnule viceprimar, să fii prezent mereu pe baricade și să răspunzi la chemările comunității. Sper că împreună cu domnul primar, voi bărbați tineri, vă joși cu experiență, să faceți față chemărilor și sarcinilor care vă stau în față. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră mi-a făcut plăcere să vă mulțumim pentru sprijinul care mi-a dat pentru conducerea acestei ședințe de o deosebită importanță. Să transmite domnului prefect că lucrurile au mers bine și vor merge bine. Ștefan cel Mare, că sunt oameni destoinici, sunt oameni pe care ne bazăm și avem toată încrederea că ne vom face datoria. Am rămas consilier, voi sprijini în continuare activitatea Consiliului Local, a primarului. Vă mulțumesc încă o dată și domnului viceprimar, să-i urez multă sănătate și putere de bine. Mulțumesc! Fiind dat! Să mulțumesc întregului Consiliu Local pentru votul de încredere acordat. Cred că, adică, sper să-mi dau toată silința, să pot să-mi dau toată silința pentru buna desfășurare a activității viceprimar. Nu este ușor, știu asta, mi-o asum. Și cred că împreună vom face ca lucrurile să meargă bine în următoarea. Da, încă o dată vă mulțumesc din suflet și țin să felicit în mod special pe domnul primar, pe domnul viceprimar și mă bucur pentru alegerea pe care consilierii au făcut-o. Da. Să vă felicit pe dumneavoastră, domnul consilier, care sunteți stâlpii și mesagerii primarului, cei care sunteți primii care să puteți sări în ajutor pentru buna menținerea ordinii și a tot ce este bun pentru comuna noastră. Ați jurat pe Biblie, ați mai jurat încă o dată pe Evanghelie, dar atunci la cununie. Iată că acum ați jurat pe Biblie ca să vă ocupați de bunăstarea comunei. Această Biblie eu voi mâna domnului primar, eu voi face cadou. Ca în momentul când cei care au jurat pe ea vor avea derapaje politice, să le arătați. Așa, pentru că sunt convins că este un grup compact, un grup puternic de bărbați, care desigur vor putea să ducă mai departe bunăstarea pentru comuna noastră, ca noi să o ducem un pic mai bine, să trăim un pic mai bine. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul primar. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domnul viceprimar. Putere de muncă și dumneavoastră sănătate, bucurie și tot ce vă doriți. Vreau să fac o remarcă. Părintele a spus că vreau să întreb mesagerii mei. Când spun săriți și facem drum, ei iau hotărârile și mi-i dau mii să le rezolv. Ei votează hotărârile și ele duc la îndeplinire. Nu, trebuie o transparență, trebuie să fie o lucrare împreună, pentru că uniți putem să mergem mai departe. Nu l-am felicitat până acum pe domnul primar, doar într-un simplu telefon, i-am zis că nu sunt primul și nici ultimul, dar printre cei mai sinceri care se bucură că a luat mandatul în continuare, a luat din nou taurul de coarne și
cu un sprijin mai tânăr și domnul Ileanu, toată stima pentru toată activitatea pe care ați depus-o pentru comuna noastră. Împreună cu dumneavoastră vom putea duce mai departe comuna, să fie bine. Vă mulțumesc! Acestea fiind zise... Invitați-i punctele de pe ordinea de zi. S-au impus, da. Tot în toate punctele, da? Mulțumesc pentru participare și declare aceste lucrările ședințe de constituire a Consiliului Local. Da. Și noi vă mulțumim. Mulțumim, mulțumim și domnul consilier. Mai plăcere. Acum, domnul consilier, dacă îți bine voiți, să mergem la o agapă, cum spun fețele bisericești. Masa dragostei. Auzi, așa, așa se traduce. Agapa este masa dragostei. Înseamnă că invitația